Fraților, oricât de grave ar fi problemele, dacă vă utilizați această metodă, credeți-mă, în două zile, maxim două zile, deja în anumite situații, la doua zi nu mai e nevoie să repetați procedura, o să fiți ca noi, noi născuți. Sunt convins că foarte mulți oameni nu știu despre ce este vorba. De aceea vă invit să urmăriți până la capăt materialul acesta. Pierdeți câteva minuțele, dar credeți-mă, o să aveți de câștigat și dați și mai departe prietenilor sau celor care au nevoie această informație. Se execută foarte simplu, aveți nevoie de ingredientele necesare și o să vedeți rezultatele. Urmăriți tot materialul dacă vreți să vedeți adevăratele beneficii și adevărata tehnică uitată de mult, cu ajutorul căreia ne punem pe picioare în maxim două zile. Garantat, dacă nu o să fie așa, aveți numărul meu afișat pe toate platformele mele de socializare, sunați-mă și puteți să îmi reproșați ce doriți dumneavoastră. Trecem mai departe. Fraților, vă salut! O mare parte dintre dumneavoastră știți că de obicei ar trebui să mergem și eu, la rândul meu am mers și m-am bazat pe principiul niciodată să nu spui niciodată. Dar parcă uneori și parcă în ultimul timp totul se întâmplă pe rapid înainte și suntem luați prin surprindere. Chiar și cei mai puternici, să spun așa, dintre noi, cu o imunitate de fier, crescuți căliți, și sunt sigur că pe lângă mine sunt mulți alți oameni care în această perioadă trec prin perioade foarte grele și au impresia că nimic și nimeni nu mai poate scăpa de problemele pe care le au. Pentru că trecem, mai ales că e perioada de trecere, de tranzit, de la perioada caldă la perioada rece. Ziua e foarte cald, noaptea foarte răcuros, cel puțin în zona de munte. Sunt foarte multe de spus pentru că nu ne-am mai auzit de mult. Știu că foarte mulți oameni nu au răbdare să asculte absolut tot ce prezint eu și vor să le dau bum direct rețeta. Dar repet, să știți că e bine să ascultăm cap-coadă ce are cineva de spus, pentru că doar așa putem să tragem concluziile corecte și potrivite. Haideți să mergem în casă, să pregătim terenul, laboratorul pentru ceea ce urmează să întâmple și o să vă explic pe parcurs cam ce pași trebuie executați. Fraților, vă salut din umila mea baie. Am venit în casă, pregătim terenul. În timp ce am pus o oală mare cu apă la fier pe foc, pentru că avem nevoie de o oală mare, cu apă fiartă, deci fiartă, vreau să vă arăt ce am eu pregătit aici și cred că probabil vă dați seama ce urmează să fac. Acesta este unul dintre pași și mai facem un pas. Nu știu cum să vă arăt, eu să nu vărs pe aici prin baie, că o să am certuri cu soția după. Ia uitați, fraților. Știți ce sunt aici? Toate plantele posibile medicinale pe care eu le adun în timpul anului. Probabil s-o fi putut să ratez vreuna, dar deși cam tot ce știu că îmi trebuie și folosesc pentru problemele de sănătate pe care le avem anual în familie, eu le adun aici. Ia uitați. Mai bine dată nu pot să vă arăt. Bun, pregătim aici. Mai avem nevoie de sare. Eu, norocul meu este că stau aproape de Salina Slănic și vă recomand să fie o sare gronjoasă, o sare mai mare, nu măruntă. O sare de salină, dacă se poate. Două vase. Iar din oala de pe foc, care în acest moment fierbe, vom pune, vă arăt imediat cum procedez în cazul meu, vom pune într-un vas unde vom băga picioarele și să fie fierbinte cât putem să suportăm. Vedeți că o să fie, la început până ne obișnuim, nu o să putem să ținem picioarele foarte mult, pentru că sunt centri nervoși și foarte sensibili și o să avem senzația că ne frige foarte rău, dar e foarte benefic pentru organism. Iar în celălalt vas vom pune o mână de plante și vom pune apa fierbinte peste. Practic vom face o infuzie. Și să vedeți ce trebuie făcut, că punem, dar ce trebuie făcut ca să putem să fim și mai bine mâine, poi mâine, și mai bine, răs poi mâine, ne vom vindeca complet. Dacă repetați acest proces 3 zile la rând, credeți-mă, în orice situație v-ați afla, oricât de grea sau cât de gravă ar fi problema de sănătate, adică mă refer aici la gripă,
când aveți probleme cu căile respiratorii, dureri în gât, gripă sezonieră, credeți-mă, n-aveți nevoie de absolut nimic. Imediat veți vedea exact cum trebuie executat procesul, cât timp stăm și v-am spus, 3 zile trebuie să repetăm acest lucru. Fraților, să scuzați cadrele, dar asta e situația, trebuie să înțelegeți ce trebuie de înțeles. Nu contează cum filmez eu, că nu are cine să mă filmeze. Primul vas mi l-am pregătit, e un lighean. Sarea, uitați, mânjoasă, aveți nevoie cam de 1 kg, 2. Puteți să puneți și mai multă, cu cât puneți mai multă, cu atât e mai bine. Acum, aveți grijă cei care aveți probleme cu sarea, cu saramura, când îi băgați picioarele, că s-ar putea să vi se umple, cu circulația sângelui, de fapt, care aveți probleme. Puneți mai puțină sare. Sarea am pregătit-o. O punem aici, să pun eu camera mai așa. Deci o punem aici. De fapt, stai să facem altceva. Ia să vedem. Așa. Vedeți? Cam așa trebuie de mult. Uitați. Așa. Ia uitați, o să topească ea. În caz că veți considera că e foarte, foarte fierbinte, o completați cu apă rece. V-am spus, aveți mare grijă să nu vă frigeți, să faceți alte lucruri. Eu de obicei nu prea am probleme cu apa caldă. Am pielea tăpăcită bine. Acum, în altă oală, punem, deci prima dată, l-am spus în aici, luăm plantele măcinate. Repet, aici sunt foarte multe plante, nu are rost să stau să enumăr eu acum câte sunt, că sunt multe, sunt foarte multe, începând de la începutul primăverii până la toamna, când se termină sezonul de recoltat plante, tot adun. Camera o să o focalizez în jos să vedeți cam câte cantitate pun și cam câte ar trebui să puneți. Vedeți aici oala și luăm ușor să nu facem mare mizerie. Una. Nu zic că e de ajuns. O fac puțin mai concentrat, că mâine seara nu știu dacă o să am timp să repet procedura. Oricum sunt sigur că nu știu dacă o să mai fie nevoie mâine seara. Asta e a doua zi când faci, cred că e de ajuns. Așa, ia uitați dumneavoastră. Vedeți? Aici, ei. Acum, procedăm în felul următor. Haideți să o punem așa, să vedeți. Luăm de aici, din spate. Frige. Apa fiartă. Și turnăm. Mai departe, trebuie să ne mișcăm repede. Trebuie să ne mișcăm repede. De obicei, pe mine mă ajută soția, dar acum a zis că nu vrea să apară în cadru și trebuie să mă descurc singur. Fraților, de ce aveți nevoie? De un lucru extrem de important. Unde l-am pus? L-am pus aici. De un cearșaf. Ce facem cu el? Uitați-vă la mine. Așa, să putem să-l tragem peste noi. Aici avem ligheanul cu sare. Aici avem oala cu... Ia uitați. Vedeți? Oala cu infuzie. Ei, oala cu infuzie. O băgăm momentan aici. Să vede, să vede. Bun, mă văd tot. Așa lăsăm cadrul. Acum, ne poziționăm foarte bine. Eu o să introduc picioarele. Mă scuzați că am băgat cu șosete cu tot, dar nu mai trebuie să mă grăbesc. Așa. Punem aici frumos. Hai că trebuie să dăm puțin oala aici. Acesta îl tragem pe cap. Trebuie să ne înfășurăm bine, bine, bine. E. Luăm oala
dedesubt și stăm cât putem noi de mult. Uitați, oala o luăm și o ținem, uitați așa, cu capul deasupra oalei, stați cât puteți dumneavoastră de mult. 10 minute, un sfert de oră. Mai mult nu o să puteți, vă garantez, pentru că sauna, Doamne cât de frumos miroase. Sauna e mic copil pe lângă ce o să pățiți dumneavoastră aici. Bun, să-i dăm bătaie. Așa. Fraților, cam asta este. Nu mai rezist. Cred că am stat un sfert de oră. A ieșit tot. Nici la coasă, dacă mă duceam, nu era halul ăsta. Face ce v-a arătat fermierul Adrian. Și după, reveniți în secțiunea de comentarii cu rezultatele și cu comentariile cu siguranță pozitive, pentru că cu siguranță vor fi pozitive. Încercați această metodă. Doamne ajută! Numai bine și dați vorul mai departe, ca oamenii să afle aceste secrete de mult uitate, niște leacuri băbești simple, care ne stau la îndemână și stau la îndemâna oricui. Trebuie să depunem decât foarte puțin efort, nu mai alegeți cealaltă variantă, nu mai simplă, te-ai dus, ai desă cu plasa, ai umplut-o și ai plecat acasă, de unde știți fiecare că mergeți. Hai mai de motor. Doamne ajută, numai bine!